Scandalurile din primăria Simeria generate de primarul Iulius Bede apar să nu se mai sfârșească. Războiul purtat cu proprii angajați este de notorietate, iar acuzațiile edilului șef împotriva unor angajați au degenerat în concedieri, mutări disciplinare, ori retragere atribuțiilor. Mai nou, potrivit unor surse din cadrul primăriei, noua metodă a primarului de a-i pune la punct pe funcționari este judecarea acestora în Comisia de Disciplină. Dacă nu faci ce zice primarul orașului Simeria, când vrea el și cum vrea el, ajungi în fața Comisiei de Disciplină, spun surse din cadrul primăriei. Se pare că cei care nu vor să semneze, la comanda primarului, documente care încalcă legea, sunt considerați indisciplinați și trebuie trași la răspundere sau sancționați de Comisia de Disciplină. Asta dacă scapă de concedieri directe sau alte metode de pedeapsă, mai spune aceleași surse. Cert este că modul haotic, în unele cazuri chiar pe lângă lege, în care edilul șef al orașului conduce destinele comunității, este confirmat chiar de prefectul județului Călin Marian. Sunt cel puțin 4 dispoziții și hotărâri de Consiliu la care prefectului a sesizat primăria Simeria ca să le retragă. Din cauza primarului era cât pe ce ca simerienii să rămână fără buget anul acesta. Era mijlocul anului și dacă intram în contencios cu bugetul, riscul era ca simerienii să sufere și mai puțin indivizii care fac greșeli. Că primăria Simeria funcționează după legile primarului, nu cele juridice, o demonstrează faptul că la Comisia de Disciplină din data de 15 septembrie, prefectului județului nu i s-a permis să vorbească.